Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau, la sugestia voastră, să desenez încă un desenut specific de toamnă și anume vreau să desenăm fructul stejarului, ghinda. Sper să vă placă, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă ceea ce fac eu vă place și vreți să mă susțineți. Iar dacă vreți să mă urmăriți în continuare, abonați-vă și apăsați și clonțopelul de notificări, cum îmi place mie să-i spun. Așa. Haideți mai să începem cu materialele pe care le folosesc. Desenăm pe un sketchbook, folosim un creionaș pentru schiță, fie mecanic, fie clasic, HB sau 2B recomand. Pentru contur folosim un liner de la Copic sau orice alt brand, iar pentru a colora folosim markere pe bază de alcool și creioane colorate, markerele de la Winsor și Newton și Ohuhu, iar creioanele colorate de la Faber-Castell, gama clasic și gama polichromos. Cam astea sunt materialele pe care le folosim. Voi puteți folosi orice altceva. Foarte important, faceți schița. Dacă vreți să vă dezvoltați modul în care desenați, să desenați mai frumos, să fie desenul mai curat, mai un pic mai în detaliu, un pic mai în relief, un pic mai cu adâncime, mai profunzime, trebuie să exersați cât se poate de des, dacă puteți în fiecare zi. Luați-vă un sketchbook ca acesta pe care l-am eu și în fiecare zi câte un desenuț, alocați-vă o jumătate de oră. Faceți un mic desen în fiecare zi, pur și simplu jucați-vă și învățați să desenați. Este foarte ușor, oricine poate desena, oricine poate învăța să deseneze, chiar dacă nu are talent în ghinimele din naștere, prin exercițiu și prin curăbdare poate face fără probleme. Bineînțeles că nu ne transformăm în Michelangelo peste noapte, dar cu un pas micuț înainte și progresăm. Și de asemenea este foarte frumos pentru că vă puteți dezvolta creativitatea, vă puteți dezvolta latura artistică și este un lucru minunat și pe care eu sincer îl recomand, indiferent de vârsta pe care o aveți, la orice vârstă v-ați afla, arta și frumosul și artele vizuale mai ales sunt ceva care pot fi practicate fără probleme. Așa, acestea fiind spuse, o să continui cu desenuțul, vă urez și vouă în continuare spora desenată alături de mine, sper să vă iasă și vouă cât să fiți mulțumiți de desenul vostru. Am undeva acolo în descriere un Facebook, dacă vreți să trimiteți pozici, o puteți face pe acea adresă de Facebook. Acestea fiind spuse, continuăm cu desenuțul, vă urez să aveți o toamnă minunată în continuare, mult, mult, mult spor la desenat și vizionare plăcută. Eu am fost Albert, v-am pupat, pa, pa!